parole, amprente digitale și coduri PIN împărtășite în cuplu, potrivit unei cercetări desfășurate la nivel global de un producător rus de soluții de securitate cibernetică, în 70% dintre cupluri parteneri își dezvăluie reciproc parolele, amprentele digitale sau codurile PIN. Astfel, în 26% dintre cupluri se stochează diverse tipuri de informații private pe dispozitivul partenerului, cum ar fi mesaje intime de la sau către acesta, fotografii intime și materiale video intime de cuplu. Dintre utilizatorii care au trecut printr-o despărțire, 12% au făcut publice sau au vrut să publice informațiile private ale fostului partener ca o formă de răzbunare, 12% au deteriorat sau au vrut să deterioreze dispozitivul fostului partener, iar 21% și-au spionat fostul partener prin intermediul conturilor la care avea acces. Totodată mai există și un potențial impact financiar, astfel că 10% au recunoscut că au cheltuit online din banii fostului partener. Există diferențe notabile de răzbunare între cele două sexe. După despărțire, este cel mai probabil ca bărbații să facă publice informațiile private ale fostelor partenere. Prin comparație, femeile sunt mai predispuse să șteargă de pe dispozitive toate materialele fostului partener, cât și imagini și clipuri video cu acesta să mai arată în studiu. În ceea ce privește tacticile de urmărire, femeile sunt mai predispuse la un astfel de comportament. Astfel, 33% dintre femei recunoscând că spionează fostul partener pe rețelele sociale, în comparație cu 28% dintre bărbați.